Campania caritabilă Loga Dance School 2013 s-a concretizat conform așteptărilor. Ieri s-a predat locuința socială familiei care a beneficiat de ajutorul dansatorilor. Strângerea de fonduri a fost organizată pentru Alexandru Apati, un tânăr de 30 de ani care locuia într-un beci de doar 5 metri pătrați, împreună cu soția care are deficiențe psihice și cu fetița lor în vârstă de 2 ani. Alexandru are un loc de muncă, dar și-a dorit o locuință în chirie pentru a-și putea crește fetița în condiții decente. S-au strâns în jur de 5.000 de lei, bani din care a fost amenajată locuința familiei Apati. Campania s-a desfășurat în perioada 19 noiembrie-19 decembrie 2013 și a fost susținută de Nordvest TV.